Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi pentru funcția de primar din satul Zastânca. Raionul Sorocași a menționat că procesul de numărare a voturilor s-a terminat. Cei 6 candidați, implicați în competiție politică, au acumulat următoarele voturi. Sandu Ivan, Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, 128 voturi, 16,10%. Țiurcan Vladimir, Partidul Democrat din Moldova, 9 voturi, 1,13%. Purici Serghei, Partidul Politic Șor, 163 voturi, 20,50%. Corovlean Mihail, candidat independent, 129 voturi, 16,23%. Covalciuc Valeriu, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, 325 voturi, 40,88%. Guțiu Andrei, Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr, voturi 41, 5,16%. Total în satul Zastânca sunt valabile 795 de voturi exprimate. În conformitate cu prevederile codului electoral, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabile exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de 2 săptămâni se va proceda la al doilea tur de scrutin cu 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Conform datelor anunțate, cei 2 candidați sunt Covalciuc Valeriu, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, 325 voturi, 40,88%, și Purici Serghei, Partidul Politic Șor, 163 voturi, 20,50%.